filmările tale. Facem o demonstrație. Reconstituire. Reconstituire, da? Pentru cei care vor să ia comanda de forță, nu? Sau cum e vrei? Pentru cei care vor să ducă pe cineva la Balamuc. La așa. De exemplu, Leo vrea să o ducă pe patroana la Balamuc și pe Olga și pe Anca, da? Pe toate trei? Pe toate trei, vrea. Așa. Așa. Deci, eu stai puțin. Ca să mă iei pe mine să mă duc la Balamuc, trebuie să fac ceva, da? Să faci ca... Hai! Au! Bam, bam, bam! Hei, și eu acum dacă faci... Sun la 112. Vine poliția. Și eu? Acum mă dau la poliție, fac la fel. Nu, că vine poliția, vine poliția. Așa, vine poliția. Și acum tu faci urât și muști. Sare să muști pe poliție. Dacă te mușcă, cu pleacă de aici! Dai cu el! Pleacă de aici! Pleacă că mă cuțit în tine! Ho! Așa vrei. Acum te imobilizează. M-ai imobilizat. Și poliția da? Sună la Bălăceanca, la spitalul de nemuri. Direct la Bălăceanca. La spitalul de nemuri. Aolo, cum era aia cu gâtul bre? Și vin aia gelații de la spitalul de nebuni. Da? O cămașă de forță. Adică e o cămașă fără nasturi, fără și fără mâne. Și cum o bagă bre? Pe gât? Pe cap direct? Bam, bam, ca un sac. Oh. Dar capul rămâne pe afară. Doar căpățâna rămâne pe afară. Așa. Și musa. Te leagă. Da, drumul. Te leagă frumos. Așa. La mâini. Da. Așa. Dacă muști, îți pune și căluși de la gură. Oh. Bam, bam. Îți bagă o injecție de un Zyprexa ca să te calmeze. De la de care ai luat. Gata, m-am calmat. Care mi-ai băgat la ta atunci. Gata, vrei, m-am calmat. Așa. Așa. Și acum la Bălăceanca. Și la Bălăceanca, dacă te potolești și ești cu mințel, da? Poți să drumul acasă a doua zi. Stai puțin, acum eu, domnul polițist, vă rog frumos să-mi dați drumul, că nu mai pun, mă dorm mâinile la spate, vă rog. Gata, mi-am luat pastila, da. Te-ai făcut bine? Da. Bine, hai. Deci vă rog frumos să mă iertați. Stai 2-3 zile pe calmante. Pe calmante? Da. Oh. După îți dă Zyprexa, Sanax, oh. Ce-ți mai dă acolo. Da, bre, fac orice, numai să... Și după aia zice, ia, ești cu mințel, da, mai faci, nu mai fac. Bine, pe și, hai, pe și trebuie să dă drumul acasă. Îmi dă drumul acasă. Din prima sau mai mă ține? Câte zile mă ține? 2-3 zile, așa. 2-3 zile. Maxim o săptămână. Oh. Dacă nu dă nimeni șpagă să te mai țină acolo, te aruncă afară repede, după 2-3 zile. Dacă dă aparținătorul tău șpagă ca să te mai țină încă o lună, două acolo, asta e, trebuie să ia șpagă gata. Hai să mai facem o altă probă, o altă reconstituire, o luăm de la capă, da? Eu fac ca trenul, da? Da, m-a dat frumier la 112, da? Da. Să trăiți, domnul polițist, sunt bine, sunt sănătos, n-am nicio problemă. Eu o să zic că, păi eu te-ai mințit. Stai puțin, Delia. Și eu zic, nu, domnule, uite, l-am filmat. Zice, domnule, dacă nu facem și prezența... De ce nu mi-ai zis că m-ai filmat? Nu, dar zice, dacă nu facem prezența noastră, așa? Dacă nu e recalcitran și nu face crize... Deci, domnule, am glumit mai înainte. Atunci, mă iertați, eu am glumit, am făcut o glumă proastă. Ne amendează pe amândoi. Oh, deci ne luăm amendă. Ne amendează pe amândoi. Pentru tulburare liniștii publice. Exact. Ok. Da. Cât e amenda, domnul polițist? Depinde, după buzunar, după cum îl lasă. Decât să merg la Bălăceanca... 500 de lei. Decât să merg la Bălăceanca și în cămașă de forță, plătesc amenda, nu-i problemă. 5 milioane? Da. Oh! Brei, cu 5 milioane, zile, trăiam o lună de zile. Brei, în 15 zile la jumate, 250. 2 milioane jumate. Da. Hai că mai mi-a revenit o țără. 2 milioane jumate. Și poți să faci pe nebunul și plătești 2 milioane jumate. Am și o întrebare, domnul polițist. Eu acum dacă făceam pe nebunul în continuare, ce se întâmpla? Chemam cămașa de forță. De-aia nu-i bine să faci nebunii. De nebun. Deci ați înțeles, doamnelor și domnilor, ați înțeles, oameni buni, n-ai cum să duci pe nimeni la Bălăceanca atâta timp cât nu ești recalcitran, nu bre? Da. Cu ei razna, nu faci crize. Să nu faci crize. Asta e ideea. Deci Leo nu are nicio șansă. Asta am vrut să scot în evidență. Mă întreabă, stai așa? Ar fi simplu să dau telefon, să ia luați-l pe ăsta, mă, că așa zic eu, că e nebun. Ei, vezi, bre? Nu merge așa. Chiar dacă mă filmez, dacă vin polițiștii... Ai jucat teatru. Zic, domnule, am făcut și eu așa, dar să știți că sunt coerenți, sunt ok. Am vrut să-l sperii pe ăsta. Da, l-am speriat pe nebunul ăsta. Pe el să-l luați în cămașă de forță, da? Nu pe mine. Păi mai rude că mine. Da, hai, bam, bam, să răspundem la oameni. Nu-i capat, așa, unul... Revenit, frate? Bă, lasă-mi... Andrei, mă, mi-a adus.
Salutare, prieteni! Haideți la grătar! E, de data asta n-am mai luat brei savarină. De ce ai luat brei? Stai, băi, că nu se desface asta. Brei, mi-ai sigilat asta, ce-ai făcut? Păi normal. E papanaș, brei. L-am sigilat. Da, e papanaș, brei. Uite să uită ăsta, poate vrea și el. Tu n-ai voie dulce o zi. Auzi ce papanaș, cu dulceață de... Cu dulceață, brei, de afine. Afine, da. Mamă, gata. Deci renunț la savarine. Bine, nu renunț în totalitate. Provizoriu. Da. Că mie chiar îmi place savarina la nebunie. Mai încerc și altceva, diversificare. Da. Ia vrei, mă, stai, jumătate. Nu vreau. Jumătate. Nu vrei? Știi cum e, bre? E belea de belea. Stai ca al mici, bre. Vezi? Avem grijă de mici, bre. Beam și eu un par de vin, dar nu mai beau acum. De ce, bre? Beau când ajung acasă, la bloc. A, nu rămâi la curte? Nu, bre. De ce, bre, unde stai aici acasă? A, că mâine am treabă, trebuie să ajung la birou. A, da. A, face? Păi da. Mai și muncim. Da. Și azi am muncit la târziu, am avut treabă. Da. Ai apărut acum? Da. Și am avut treabă, bre? La Cosmelie, acolo ai văzut ce am făcut? Am văzut că ce-ai făcut, ai demolat aia acolo. Da, îmi dă cărămidă aia jos. Foarte bine, bro. Vreau să dau cărămidă la cineva și, bă, care mi-a lăsat un mesaj în comentarii, i-am spus să intre pe Facebook la mine. Cristi Marin cu poza de pe YouTube. Și îți dau cărămidă, dacă nu-mi trimiți, n-am de unde să te găsesc eu. Unde te găsesc eu? Pe YouTube? Bine, ai luat-o, ai încărcat-o și ai plecat, nu vrei? Da. Dar uite ce cărămidă bună e, vrei, aia? Că parcă îmi vine să fac eu un grătar. Da, mă, ce cărămidă bună e, păi nu trebuie aruncată toată, mai aia bună trebuie aleasă, pusă deoparte. Da, bre? Da, da. Mă gândeam. Toma ta mi-ai dat idee, da. Și chiar e bună, aia că s-a format. E intactă. Păi da, aia zic. Zici că e acum luată de la fabrică. Da. Așa e. Din păcat de ea. Păi da, bre, da. Dacă mă construiam vreo casă, ceva, și aveam nevoie, dar ce să fac? Magazie? Ce să fac, bre? Fac o magazie? Nu mai fac nimic. Da. Pentru un grătar așa, măcar un fel de masă așa și pun grătarul ăsta pe ea. Nu știu. Mă mai gândesc, bre. Da. Să mergem la... Eram să zic chiar savarină, bre. La gogoșică, bre. Îmi place gogoșica, bre. Da. Gogoșica. Ce bună e. Gogoșica cu prune. Da. Nu e cu prune, bre. Cu prunișoară. Cu smântână, bre. Nu-ți plac prunișoarele? Nu, bre, lasă-mă. E cu smântână și cu afine, dulceață. Mamă, cum e. Belea. Ia uite-o pe asta, pe iubire. Ce frumoasă e, bre. Da. Ce dinți are, zic că e vampir. Uite cum se uită la tine. Mua, se pun pe tata pe ea. De fetiță frumoșică. Vrea să-i faci, să o timpi un pic așa, să până la Paris. Așa vrea? Un city break. Ai, de-aia pe bani, bre? Nu pe bani, dar vrea plimbată femeia. Banii ei? Banii tăi, partenerului vrei. Mai bine mă duc singur, vrea bre. Partener pe termen lung. Vrei, vezi că m-a tăi zis că mergem unde ai zis, că mergem la mare? Când mergem la mare să facem treaba aia? Păi facem grătar acolo. Păi da, luăm pe asta, luăm un grătar, cum fă? Și luăm și pe Barosanu?
Mai poți să-l iei pe Barosanu? Unde să-l iau? Pe cine merge? De cu noi doi? Cine mai vrea să vină? Deci nu i-ai zis parcă. Dar fiecare cu mașina lui, că eu mai de acolo mai plec, mai deviez, mai mă duc. Nu, bre, fiecare cu mașina lui, eu cu mașina ma ta amândoi și el cu mașina lui. Da, mergem fiecare cu mașina noastră? Nu. Da, bre, sunt de acord. Păi și eu deviez, bre. Păi vezi, fiecare la gagica lui, la gagica lui. Uite pe o zice stai. Băi, fiecare la gagica lui la mare. Uite, normal. Vezi ce bine să ai gagici la mare? E bine, bre. Ce vrei, și ma ta ai gagici la mare? Păi de ce să n-am? Sunt mai fraier decât tine sau ce crezi? Adică eu, tu ai voie și eu n-am voie, nu? Băi, am prin toate stațiunile. Mamaia, Epoie Nord, Venus, Mangalia. Am, bre. Mangalia? Da, sau... la Neptun, acolo, la... Manglalia. Venus. Hai, lasă-ne cu Manglia, bre, lasă-ne cu... Ai peste tot și pe luna ai, cred că ai și pe luna ai gagici, dacă... Ești invidios, bre? Nu? Hai, bre. Hai pe aia pe luna, care că să, opre, să oprim planeta, să, la prima, ca să... Care? Cum o cheamă? Cum mai știu? Oh, Aura! Nu? Nu. Cântăreața, mă! Aia a zis? Nu știu aia care cântă cu puia, a oprit planeta, vreau să cobor. Nu, bre, dar cum am pe tiki-taka, că e pe luna? Aia, păi e pe luna, ia pe luna, așa, aia, cu da. Capul, creierul. Mamă, băi, cum e asta? Bun, bun, bun. Am sorbit persii. Bre, ia să fac și eu un tiki-taka. Să opresc camera. Fac un tiki-taka. O gagică vrea să te plimbi cu ea cu bicicleta. Eu sau mata? Care o fi, nu contează. Eu n-am bicicletă, bre. Vrea să plimbe cu bicicleta. Eu n-am bicicletă, hai să fac un tiki-taka. Da, bre? Nu, trei. Trei? Gata, bre, uite, s-au făcut și mici. Nu, nu s-au umplat prea tare, parcă trebuie să o umpla. Păi, dacă au carne de porc, bre? Nu mai sunt de aia cu oaie și cu vită. Vită și porc. Ia. Nu prea îmi place. Asta e, trebuie să mergem la Ocean, bre. Nu mai luăm de la acolo. Nu mai au la acolo. Deci au terminat oia. Au terminat oile, bre. Le-a cumpărat Leo pe toate. Acum trebuie să încercăm la Ocean sau la Carrefour. Da. Eu nu că... Carrefour, bre, la... A, știu unde vrei să zici. Partea aici. Ser Gros. A, Ser Gros. Dar la Ser Gros eu n-am găsit niciodată mici. Da, păi dispar repede micile astea. Deci te duci dimineața? Când să te duci? Da, cred. Vezi, da? Uite, bre, ce bine îi parchez aici. Asta e, mâncăm și noi ce avem, bre. Asta așa, ce facem nazuri. Mai facem și figuri, bre, acum. După ce că s-au făcut mici acum. Eu sunt și grata radio șef, bre. Vezi? Este bine. Sunt șef... Că îți place, îți plăcesc. Sunt șef la mine pe plantație, bre. Păi, ce mai bine, fiecare trebuie să fie șef pe plantația mea. Păi, da. Vezi, mata, nu-ți faci grătar, vii la mine. Să mergem la mare, hein? Zi, bre. Să facem un grătar pe Manu Mării. Da, bre, mergem. Uite și pe o zi. Păi, merge. Să fie și ceața, așa, să audă valurile alea. Mamă, îți dai seama, bre? Dar nu vine, bre, poliția? Nu vine poliția, nu vine direct. Ce trebuie, poliția? Facem grătar mic acolo, frumos. Ne luăm lemne, că avem lemne. Mergem, bre, să-mi zici, mă, ta, când să prindem o zi, să fie frumos, nu? Păi da. Ia uite, bre, gata, hai să mergem la masă, bre, că acum sunt bumici, că ce, după aia nu mai sunt ce, pe plajă, n-ai voie să faci, că doar nu e pădure. Bine, bre, facem. Frumos acolo. Facem nu... curățenie după mergem aia. La plaja aia sălbatică, dacă a, vrei. A, da, mă, nu mergem nici la dreacu acolo, vei, știi? Dreacu, nu și, acolo vreau, și frumos, vezi marea, vezi astea, nu? Da. Hai, bre. Auzi, stă...